Ziua, dragi prieteni din pești. Haideți să vedem la pești în dragoste. Așa. La pești, ca și când aveți o trădare în dragoste sau vă simțiți trădați, vă simțiți părăsiți, neînțeleși, nu vă simțiți iubiți, neînțeleși, neiubiți. Așa. Schimbare, atracție, multă dragoste. O schimbare, o împăcare cu cineva, ca și când vreți să, ca această persoană să reluați legătura, podul acela de legătură. Așa. Haideți să vedem. Aici văd ca și când vă certați cu copiii sau cu, dacă aveți o persoană mai tânără, sau vă certați din cauza unui copil sau unei o alte persoane, unui amant, amantă, care vă face să pierdeți dragostea, să aveți certuri, falsitate. Deci ca și când aici există, parcă fiecare dintre dumneavoastră are pe câte altcineva, ea are pe altul, el are pe alta. Vă certați în căsătorie sau nu mai este aceeași armonie, nu mai este aceeași armonie în relație. Sigur, această iarăși pot exista probleme de sănătate, da. Poate să aibă probleme de sănătate o persoană, un bărbat din familie, dar grave, grave văd. Și în dragoste e ca și când vă simțiți prinși în ceva, într-o situație care nu vă convine sau nu este pe placul dumneavoastră. Vreți să schimbați această situație. Cam asta a fost la pești, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.